Alin, te salutăm. Da, Cristine. Te salutăm. Salut, Cristine. Bine, ai venit din nou pe la noi. Așa bine v-am găsit. Aici cu tatăl tău, cu domnul Vasile. Domnul Vasile, bună ziua. Bună ziua. Așa, aici îl avem pe prietenul nostru, pe Sebi. Îl avem pe Zoli. Avem încă doi băieți pe aici. Și îl avem pe un prietenul nostru, pe domnul Florin. Vă salut. Domnul Florin, vă salutăm. Și... Cai. Vegas, Vegas, măi, Vegasul meu. Vegasul, așa arată Vegasul. Foarte bine arată. E un cal frumos. Eu ăla știu. Să-mi arete perete. La 15 ani calul ăla. Înțeleg. Și la muntă. Să-mi arete România perete. Așa, cu calul ăsta când nu-l și nu, nu găsim dacă merem așa. Tu umbli peste tot, arată una care are fațada al calului ăla. Arată muhăr băsari din România. Sebi, nu poți să-l desfaci un pic de atât aici? Să nu a, poți. Hai, dă aici. Ține bine. Nu uite, baică, dar dacă Sebi nu ține cai. Bagă în gură. Nu știu unde. Vezi că duce. Îl ia și-l duce? Pe mine m-a dus. No, Sebi. Pe doi și ăsta din gât mi-o dus. Întoarce-l aici pe loc. Întoarce-l așa frumos. Pune frumos. Nu stai că-ți dau funie, Sebi. Dar nu-l desfăr. Dar desfăr, aici nu. De ce să desfăr? Nu desfăr. Aici pune ea poc, poc. Întorc cu fața pe dumneavoastră. Da. Dar pe aia și-l prezentăm atunci și-l ducem afară. Bun. Dar stai că îl întoarci un pic. Îl întoarci un pic aici. Am la mine. Da. No. Hop, hop. Ăla-i. Hop. Hop. E, n-au super. Atât. Scot afară iarca. Hop, super. Da, domn Vasile. Hop. Domn Vasile, ce ziceați? Super. Că nu v-am înțeles. N-ai înțeles încă o dată, spun. Să-mi arete careva din România hărbăsar ca asta la 15 ani cu fațadă din ăsta și cu furt. Și cu tot ce vrei. Și ce mânci face? Păcat de a vorbi, am comandă. Ia, Sebi, să te vedem cum îl scoți afară. Păi, la comandă, am urmă. Cum mă nu vrei? Sau îi pui căpăți acum? Hai să duc la asta. Nu mai duc, dar nu ce se pune, dar la asta stă bine fără căpăți. Nu. Bun, no, dă, scoate-l afară, pai. Care-i mai lat, eu sau el? Bă, tu, pe tine te văd un pic mai lat și parcă pângeacă... Bă, parcă pângeacă-ți văd și tonusul muscular. Nu-i rău. Ce e alu-i alu-i? Dai Sebi încolo, hai să te vedem. Ce-ai dură cu aneabu? Spate cur ce vrei, tatatat. Și pe pariu. Ești bine la urlăța, n-am bucluit, eu mă duc surocon, ți-a tot o dumă ea în timp. Ce-o zis? Nu trebuie să... 5 minute, nu să are de... Nu, într-o jumătate de oră. Dacă nu lăs de 5 ori pe apă să monteze, face figuri? Îl dau cadou, îl fac cadou. De câte ori vrea el? De câte ori vreau, eu nu mă l-am îmbârtit, nu trebuie fugit cu el. Nu dai Sebi încolo, fă-i la tata lui domnul Alin, fă-i ăsta. Bă, să nu-ți dați să-mi stâlbi ăsta, să-l smulgeți din beton afară. Soarele! Domnul Alin, stâlpi ăștia cât... Domnul Alin! Hai da! Pe toată acolo cine al cu șurile. Hai da! Domnul Alin! Te studiar nișă, ce... Cât de adânc îți împlântați stâlpii în beton? Cum? Stâlpii în beton, cât îți de adânc băgați? Da, eu știu, 1,50 m, 1,40 m. No, fii atent, Sebi, să nu dai de un stâlp de ala, să scoate afară 1,5 m de stâlp. Din beton. Da, Cristine, stai așa un pic, fă-mă așa un pic. Așa. Stai așa? A, bună fi. Hai să se pune și Sebi ca să acoperiți acolo partea goală. Golul. I-ai făcut o poză? Da. Scoate acolo și jocul. Asta nu e cal ce trebuie să pui pe poziție, că să dai cu picioarele să se deschidă. Sai. E în vârstă, da. Poate să vină doctorul cu perșeron cu toate hărbăsarele lui. Ia-o, văd, mă.
Ce vrei faci? Loți baci, nu mă noroc să ai ghil. Asta nu-i Belgia, tată. Asta nu-i Belgia. Sânge rece unguresc, da? Asta e unguresc, perșeron cu sânge rece. Nu-i Belgia. Bun. Ce părere aveți de caii? Zice cineva că tare greu să adaptează perșeronii la noi în țară. E adevărat sau nu? Ala-ți-o minții. Păi dumneavoastră... Păi la mine ai văzut toată vara caii afară, la soare, tot ce vrei. Acum să n-am. Cu aerul și cu chestii de astea... Cu tot, cu mâncatul, cu ce... Adaptați, perfect, perfect, ce nu există. Noi n-am avut probleme cu așa ceva. Nu conta că s-a dus din Franța sau... Păi mă, dar să n-aducă cai bolnav. Care nu mănâncă. Să aducă care mănâncă. Ala, ala, ala. Eu mănâncă. Da, dă-i încă o tură și gata, am terminat. Eva! Eva! Aștept să margă pe lângă, mă. Da, păi acum nu mai au fost. Ei, nu mai. Da, bine. În picioare. Cum pare cu mine, cu poate vrei tu, că asta știe și să tragă. L-am băgat o să. Asta se veche, că trage. Plata asta să trece o purtat. Păi hai, hai, băi, iau-i pe fără. De câți ani îl aveți dumneavoastră? A cincelea. Și au fost la ham la dumneavoastră? Sincer. Niciodată. Da, bă. Da. L-ai pus? L-am prins. A megafonul vei scoar va minte mente. Ah, l-o prins, l-o prins. Lasă că se simte bine. Poți să-l prins, dar nu l-am băgat eu la lucru. Lasă că se simte bine el așa aici. La tresetul, nu așa, nu. Cum vine, mă, la 15 ani a lui, veteran de război el. O să mai duce încă 15 ani, dacă la domnul Blac. A, 100%. Îl băgăm înăuntru, nu? Chem altceva? Și la un hărmăsar de muntă. Nu-l dai atunci cu găleata de mâncare când montezi. Fiecare zi rația. 2 litri acolo de ovăz cu de floare, cu una alta și vezi cu pe urmă la muntă. Cal nu se face într-o săptămână. Aveți grijă, o încet, încet. Că calul, ou, primăvara, am un și... Se bag? Eu să lege cum vrea de ea Basilică, că el știe. A, și ce trebuie tu? Nu știi să lege? Bă, doamne, dacă se întâmplă ceva. Și apoi zice, bă, nu l-o lega bine Sebi, mă înțelegi? Apoi, eu. Fiecare are stilul lui Galega. Și nu, distanța la Ezle, Cristian, mă gândesc. Toată lumea are o distanță. Eu am distanța, toată la rău. Ia, domnul Blaga leagă mai lung. Eu nu leg așa lung. Ăsta bagă piciorul acolo, trage mâncarea. Și el îți trage sânge. Ce l-ai mai văzut? Nu, uite ce pula e el, mea. Eu, niciodată când am ei, intră cu piciorul și își bagă acolo. Că rupe tătă el. Bagă și trage. Tu, băie, nu, asta da. Care e următorul loc să faci? Adică zic hărmăsar cu hărmăsar, că am făcut hărmăsar, nu? Unde e al doilea hărmăsar? Așa mai rețe. Hărmăsar la... Ia la mă pe gură. Domnul Lima are un hărmăsar. Dar nu mai desfaci. Nu mai desfaci. Are un hărmăsar de acolo. Stai că mă zic. Am să te duc. Tare, nu știu ce, fix sau ce, doamne, nu-i frig din ala de lângă mine. M-am speriat că îl întreb că e dacă e frică. Nu face, nu-i frică. Fii acolo că mă duc eu cu el. Până îl fac între cali, din care afară. Nu l-am dat, dar mi-a mic. Ce curaj mă găsai atunci, eu acolo mă mi-e ce-mi plac la tine. O palmă, o palmă. Arriba la cuci. Pune-i de pe ce-i palmă, îndrescă. Hai, da. Nu știu ce-i palmă, așa-i? Da. Opa, opa, opa. 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 Opa, nu, că nu-i... Dar nu se știe, că nu mai are... Armere, armere! Nu mă pic! Trau mai în spate, Stevie, un pic!
ăla-i. Nu, că bine, bine zice Sebi. Da, da. Sigur că bine. Hai, Zoli, hai! Cum se întâmplă tăi de felul? Hai, da, ce mereu. Hai, Zoli. Te bani cacao, sânge. Domn Vasile. Hop, 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 hop. Un ardenez de 3 ani? Da. Cum te telarezi? Coamă albă, coadă, tăi ce vrei. Polonez. Din Polonia adusă. Foarte frumos. O! Iepa! Vine o șorbea. Ce bine umblă ca alu, mă. Frumos umblă. Eu nu l-am văzut încă afară. Ce Zoli să nu pățească ce? Încerc să nu pățească ce? Vezi că îi umblă... Îi umblă picioarele grozav sub. Amere. Cal cu sâns. Îi cal cu sâns. Ica. Epa! Mă, ușor umblă, mă, calul ăsta. Cal frumos, mare. Vezi încă ce culoare, să faci ăsta. Culoare bună. Păi am una aici să faci ceva, domnul. Păr pe picioare. Hop! Eva. E numai de acum înainte să faci calul. Turi! Am o până, o schimbă ghiță calul, nu? Oh! Îi afectează grozav, domnul Vasile, eu am văzut pe amnei, când schimbă dințe, tu știi ce îi afectează, nu mai mănâncă așa e bine, tot amestecă până rău în gură. Hop, hop, hop. Chiar o să Zoli zice, bă, Sebi, dar ce, doamne, că nu se pun cai așa, nu, pas, nu, nu se pune să lipte așa carnea pe ei, zice. Păi mă, dacă cai când schimbă gura, vorbiți, băgă, chicitatul, exact, lumele și chinii în spate, mă vedem că-i crăpatore. Mai, mai, Sebi, mai, mai, Zoli. Hop, hop, e crăpatore. Yep. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop. O, turi. Hop. Foarte frumos. Poate să și să fie. Vezi, eu am curajul să dau un sac de bani. Hai încet, hai încet, mă. Bun, eu nu văd pe mea de-a mâna vii. Da, domnul Vasile. Iepele ăștia dau lecții. La ce? La toți caii din România, la caii grei, cum eu. La toți caii iepele ăștia. Să știți că dau. Eu știu. Să-mi arete careva în o pereche iepele din toate. Cei mai mari crescători, nu ori crescători. Cei mai mari crescători, să-mi arete mie două iepele în pereche. Unul de 5, celălalt de 6. Ce rasă de cai, domnul Vasile? Percheron. Percheron. Ars în gât original. Așa, cea ce o ține domnul Alin. Alin, cea pe care o ții tu, e sură și asta la altă? Neagră. E neagră sau tot sură? Neagră. Neagră asta sură. Cât timp are? 6 ani, aia 5 ani. Și ce nume le-a spus lor? Le-a spus nume românesc? Luna și... Mamei, prințesa. Așa. Foarte frumoase. Sebi, foarte frumoase. Așa, pe loc și să le vedem și din spate, Sebi. Unde vrei? Să vedem că scrăpate. Hop, 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 așa. Au ceva de pec la picior. Să vedem. Așa-i de la Ții minte că ai avut un autobuz mai de mult, Alin. Când le pui pe ăstea, erau cât autobuzul ăla, nu? A, nu, da, e sigur. No. Frumoase. Frumoase și docile. Sunt foarte frumoase și cu minți. No, bine, care nu cu minte. Așa, așa m-am gândit eu să fie în pereche. O pereche foarte. Te-ai gândit foarte bine. O pereche foarte frumoasă.
Domnul Vasile, cu ce armă s-a răzmontat acum? Cu Vegas, numai cu Vegas montez. Altceva nu există la mine. Ai băgat sânge rece cu, da, cu da, Percheron? Da, 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 da. Sânge rece cu Percheron. Aici trebuie să iasă ceva calitate. Ușor pe picioare, invite să vă rămân. Să nu sunt ușoare pe picioare, cum? Cum nu sunt groase, aia bine astea la greutate care le au pe picioare. Eu zic că au grosime bună. Normal. Păi normal, dar nu sunt picioroase de belgean pe ele. Nu. Doamne, e fer. Uite, e tu la el, la ce cadru au pe ele. Doamne, e fer. Sebi, să ai doi armăsari. Din rasa asta, la tracțiune. Cum te prezint acolo? Eu o să am deja doi armăsari, o să ai. O să ai? Da, unul deja. Are deja un Percheron. Un Percheron am deja. Nu, de-abia aștept să vedem personal la tine. Nu mai văzut încă, n-o să-l vezi. Nu. Un care va ieși în Percheron și deja repede face cu... Sebi, acum întoarce-le încolo. Și domnul Alin după tine și tot așa cu spatele, ușor. Hai. Ăla-i. Hop, 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 hop. Ăla-i. La 1200 de chile aproape, e pe ele. Scau slăbuțe. Scau slăbuțe. Da, da, da. Ce... De ce nu le dați de mâncare, domnul... Ceva mucegai acolo. Asta greu cu fânul, greu cu fânul anul ăsta. Chiar te rog când o să intri să dai un cadru ce mucegai de domnul Loțe acolo. Am înțeles. Așa, bun. Vezi, uite, în timp ce noi vorbim aici să pregătesc chestii interesante. Un tonal que eu também, ganhei o que nós vamos fazer. Olha aí. Vai bagulho todo mundo que me todo na que é. Forte e formosa. Uite ce în față, unde vrei spimează de să vadă? Cai grei cu toate picioare, mite. Vezi ce contează când tata vara cai afară. Nu-s legați, așa-i? Nu-s legați, se plimbă cu mânjii cu tata afară, vezi picioare curate ca aurul la cai. Epa! Epa! Bun. No, stați așa un pic, băieți. Auzi, ușurel numai câte una, să nu se strecoare fetele pe lângă mine. Bun, bine le-am pus așa pereche, nu, Cristian? Da, da. O să le spui acolo, scoală-te, România! Nu înțeleg ce vreți să ziceți. Scoală-te, România! Trezește-te, România, trezește-te! Cai ce vedea! Că tăți așa umblă cu pieptul, ce cai au ei! Tăți așa umblă! Cine sunt eu? Unde ați văzut? Unde ați văzut așa ceva? Am văzut pe tăți! Așa. Bun. Deci Luna și prințesa, da? Luna și prințesa. Bun, Luna e cea. Luna e cea pe care o ții tu, știi? La ce vârstă mai prințesa? La 70 de ani și mai țin 100 dacă trebuie. Așa, la cât? Ni fă încă o dată așa cât e puțin așa pe TikTok. La 70 de ani îl felicităm pe domn Vasile. Domnul Vasile. Că are grijă de așa exemplare frumos. Bun. Bun, le băgăm la într-un sediu. Da, le băgăm. Pe rând, pe rând, ușor. Pe rând, op, hai la hai. Ușurel. Op, hai la hai, da. Asta, dacă lovește ușa și eu scoate din țâțâni afară. Da, ce, rupe țâțânile. Da, 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 da. Nu am pe ea scos-o, da? Separat. Da, da, da. Acum nu de mult am văzut un vărmă săraș, a avut. O avut ea? Da, da, da. Da, da. Păi, da. Noros. Nu, îmi place. Domnul Vasile, îmi place foarte mult iapa asta. E grozavă. Ia, ce rasă ea? Percheron, tot Percheron. Tot Percheron. Dar nu-i Percheronul ăla înalt. Sebi, du-te în față cu ea. Aia nu-mi place. Sebi,
Du-te în față cu ea. Du-te, du-te. Așa. Bă, fii atent asta, ia pe activă tare, mă. Ia pe tu sânge. Asta ce lungă, ce zicută, mă. Aia nu-i dau zbici că-l duce pe sânge. Sebi, vin apoi și iar o întorci, o duci încolo, până să obosește. Bă, asta ia pace, o zis că te duce și te aduce. Tare în gură, ia. Hai de pe ea că-i tare în gură. Cum o cheamă, domn Vasile, cum o cheamă pe ea? Regina. Regina? De ce a spus? Nu apeluri minerale. Dar ce? Domn Vasile, ce? Anglie. Anglie. Nu, nu Anglie, mă. Acum deja România. Așa, bravo. Ho! Hop! Ho! Laus! Am căzut un tip. Ho! Laus! Vă duc și eu tu. Hai, hai! Stai! După ce, după ce vine? Bagă în gădă-mi la cătică. Uite, când e... Ei da! Zel, nu? Vii. Să ajungi. Bun, dă-o și la, dă-o și la Zoli un pic. Radă că l-are oare. Nu te sui acum că l-are să te-l... Să te ducă până ăsta, bă! Bă! Bă, vezi că facem probleme aici, bă! Nu face apa nimic, bă! Eu zic, atunci nu-i zic la Sebi, nu te urca, că e apa, nu! Dar pun copiii pe ei! Nu e, bă! Da, ce elegantă la apa, lungă e apa! Aha, da, e apă frumoasă! Capul meu nici la forege. Nu prea. Are de trece. Bă, nu mi-aduc aminte. Unde a fost o rege? Regele Spaniei? Ce ai fost tu? Eu? Spaniei? A României? La Iurbea, la mine. Vine-i că bă, bagați-o, mă. Întoarce așa. Bă, vezi că sunt prea învață Sebi și nu mai poți da jos de păcal. Bă, Sebi, să nu te culegem de pe aici. Nu face nimic, bă, ia, bă. Au un copii, mă. Nu vezi că... Nu-i foarte frumos, Pitu? Călării. Călării. Ce-am stat să-și gândi? Ce vorbă s-a fost? Am vrut să-i dau lui. Și? Și plac și una pe cap. Și nu v-ați înțeles sau ce? Nu ne-am înțeles. Eu i-am zis. Am mai fătat și anul. Ce i-ați zis? Dur când ai bani îmi dai. Păi de la ea pasă, de la ea pasă. Da, de la ea pasă. Nu, no, dar fii atent. E, dar tot așa pe sânge era, pe sânge mânzu. O, nu, dar tot așa cu sânge așa ca apa. Bărbăsarul mânzu, da, aia, da, sigur, dar cum să fie. Da. Păi nu duc eu. Eu am prietenul meu, Mircea Varga, eu de la el cumpăr sânge rece în gurești. Când a face amu, din no, Vegas, atunci... Bă, lasă, nu mai, nu mai zi așa, că poți și de la domn Vasile să iei. La primăvară. No. Nu, că lui, am văzut, lui a plăcut și am plăcut, dacă vrei să ai mai dulci de aici. Băi, dând bani. Am avut problemele mele, nu mai ne-o trebuit, fiecare avem probleme. Da. E mai mult la eu anul ăsta, toți el și du-ți-l acasă. O să jur, dacă nu. Ieți care vrei, tu ieți-l din graș și du-ți-l. Dar apoi eu am zis că eu am avut eu a mele în acasă. Nu bun. Acum scot o iapă, afară, sură, e 3 ani. Da. Ce dă lecții iar în România? Din nou? Din nou de lepte. Din nou care ți-am luat. O să ată fost suconțată. Nu, mai este o mânză așa ceva pe aici? O să vedem noi pe asta. E 3 ani. Stai să iar dau lecții, lecții, numai lecțiile dau. Stai să arătăm și sus. Uite, doi dințuci. Nu, n-am văzut. Ia, uite, doi dinți. Curat. Așa. Cum adică, ce înseamnă curat, domn Vasile, ați spălat pe dinți sau ce? Duce cu el. Doi dinți curat. Duce cu el. Nu e problema, aia. Geni. Geni. Am de sparat, eu îmbrăta mai făbat la un bău. Domn Vasile. Domn Vasile, ce înseamnă dinți curat, că nu v-am înțeles. Cum adică? Spălat pe dinți sau ce? Nu, mă, cum? Ha? Curat 3 ani are ea, mă. Așa zicem, mă. Ar trebui să bagi în gură, Sebi. Bagă-i în gură. Nu trebuie băgat. Domn Vasile, ia ce rasă-i? Preșerul! Aș la gură, dolarul e acolo. Au, Gianni, ho! Dolarul e aici. No, Sebi, trage-o fain încolo. Hop, hai încolo. Hop, hau, Gianni. Hop, nu mă folosim. Hop. Vă vedem.
Are sânge, n-are. Am mie în basoș. Are asta sânge, Michi Chiere. Tatăl tăsa aia. Asta a rămas cu gura căscată. Cine? Cine a rămas cu gura căscată? M-o treba că are sânge. Dar cum să nu aibă? Vă l-o sânge și nici ce pe... Dă ce vrei, vindem pe lume. Dă ce vreți. Tu... Da, da, fii atent. Vorbește... Una din iepe vorbește cu ea. Hai să dăm dolarul de la ea. Hai, 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 din rădăcini. Ce ai, ce ai vrut? Ho, 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 ho. Foarte faină. Bagă. Dă lui. Sebi, pe când ajunge acasă, Sebi trebuie să schimbe vestimentația. Nu-l lăsa. Du-o ușor acum, să nu rupe tu și geamuri pe aici. Da, lui. Nu-i crăpată în spate. Oh, Jenny! Nu-i crăpată, sărat. Nu-i, doamne, iată. Ce-a putut? E, unde e ceva? Zanie, mlenă, mie, e mlenă. Ii, ce-o dvonii, e chis ce-a putut fără. Să-i va cășa, că Hala. Hai. Dă-i la el că o zis că vrea să fac cultură. Hai, Dana! Eu de aici ales strâng, mă. Trebuie să zici nimic. Da, papa. Hai, cultură, hai! Hai, Dana! Dar bă, vrut să vadă, știi, dacă răgucești în spate sau nu, dacă primești. Am să răgucești ce ai. Să-mi aduc un cioc. No, ușor. Hai da, că scot unul afară mai cu sânge. Acum vin ungurești. Până am în Franța a fost la nevoie. Hai că vine categoria noastră. Vine categoria noastră acum. Nu? Da. Așa. Bună ziua. Domnul Alin. Am că la necoștiu. Da. Domnul Alin, aici Sorin. Așa, sân. Da. Gestantă, ecografia. Gestantă. Uite o mânză l-am vândut un hărmăsar, gozat de frumos. Uite ce cum trebuie arab, sânge arab. Sânge așa, arab. Așa ține coada? Da, nu vezi, arab, îi țin așa. Da. Pur sânge arab. Opa! Las baba, mă are aici. Iepa! Mă sânge, Alin. Cu asta poți mere până la Sighișoara și înapoi. Nu te cred. Ce sânge are. Bă, și tot conță și ăsta e azi. Au gust fără e. Are și ariba pe alea. Să ajunge. Da, nimeni. Da, ergea mei gândea. Da, păi îi dai un zbice. Așa doarme Alin de seară. Ca lemnul. Hai, da! Îngere, Șari, îngere! Hop, hop, hopa! Epa! Băi, îi zis-o dat un camionul. Cum a zis domnul Vasile, că avionul? Și ăsta, pista, unde aveți pista de avioane? Pa, aici. Așa. Eu am conțo. Uite! Dă-o tapte n-am. Da.
militare. Sângere. Da, hai. Să fixăm pic, până vine și. Hai, ușor, ușor, nu alerga cu ea. Din de aici de lângă. Nu uite ce gură, 4 ani. Hai tu, ha. Jam. Ce fac acum băieții acolo, domn Vasile? Domn Vasile, ce fac băieții înăuntru? Ugăresc mânzul. Să iasă afară. O slită. Rămâi acolo dacă vine mânz. O slită. Vezi că se înghesuie pe lângă mine. Cum ziceți, domn Vasile? Sânge rece. Ăsta știi de apa asta de la care? Nu. Când l-am dat, am îndut la Brenda. Da. Și unul, Sara, a fost de a făta. Da. No, asta de la aia, acolo o făta. De la Costel o crescut, de la două luni. Așa. Când l-o despărți, trebuie să știi. Da, da, știu. No, asta e apa aia. Acum are 4 ani. Ce și acum? De 4 ani? 4 ani. Hai nemânzucare. Mânza, ce vârstă are? Cât e luni are? 7 luni urt în data de 10. 7 luni? Acum, în ianuarie, face 8 luni în data de 10. Păi de vânzare, mânzucă? Nu-i de vânzare. Că a fost de vânzare și... oamenii s-au mai gândit, știi, la lovela, apoi eu nu mă gândesc, nu-i doar. Când a fost de vânzare, atunci se vânzare. Acum nu mai. Tata la mânz? La mânză? Henneken. Hărmăsarul Henneken, nu-i de la Vega. Tot hărmăsar de-a dumneavoastră, nu? Tot din Franța. Hărmăsarul Henneken, nu, mă, Henneken e la domn Florin. Și de la sânge rece. Vezi că este. E mai dură ca masa deja. Lasă așa, lasă așa. E mai ceva nu, 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 stai un pic. Scurt cap, pic. Nu, du-te. Păr pe el să fie sură închisă. Joasă pe picioare. Mă zucă, aia să din el specialitatea casei, îți arăt. Ca tancă. Da? Pa, tancă iasă din pa, Sofi! Sofi și pe cea mare? Cea mică e Sofi și maică sa? Mama ei cum o cheamă ea? Sara! Sara, cea. Sara. Las-o. Stai, nu te duc un pic. Lasă să vedem mânza asta când se pune. Asta domnul Costel a crescut-o. Da. De la două luni, bă. Tot azi asta îl salută pe domnul Costel. Da. Satul mare. Îi dorim un an nou fericit. No, du-te încolo și o bani. Hai, bă, nu? Hai, vă, putere de lucru, să mai poată să ne crească. Îți crescători și zamba și de cai le dorim. Da, toată lumea le dorim. Nu mai bine, ce-mi dorim nouă? Și care au cai și cai. Hai, ușor acum către grajd, ușor. Du-te fain, ușor. Dere, nici pe ăsta, are asta mic sânge, să vedem. Faci o tură, dar numai să ușor. Nu știți că mânza ceva, lasă. Lasă-o liniște, de că a pățit mânzuca. Ușor. Te întorci și faci o piruietă. Nu, că o bag, hai. Ușor. Încet. Opa, curva! Opa! Ce sânge în curioare, bătrâne, ai văzut? O să arăt domnul Cristi cum a zis afară că domnul Loții dă numai mucegai la ierpile astea. Și aici să vede cât ce mucegai. Să vede. Aha. Poți să faci ceai, păi. E miere de albine, nu? Ce caroserie are asta? Așa mănâncă și nu și mai asta. Ai văzut afară. Are caroserie grozavă, caroserie. La taca. Deci o caroserie bună, are mult. Când ai făcut caroseria asta? Când ai făcut caroseria asta? Am o capciul că vine Cristine. Da? Ai bobat-o? Da. Așa. Trebuie să-mi refac astea boxele. Hai să recondiționez un pic? Da, da, numai la primăvară trebuie să pun un... Nu e mai tare ce? Pun ceva mai tare. O, șar. Păi nu poate trăi de o viață întreagă.
Câți care au trăit? Câți care au trăit o ăsta în ele? O trecut în ele. Nu? Iar pe așa. Mânzuțul nu se... Mânză. Mânză, dacă se bagă pe la astea, la alte nu au treabă, știi? Am învățat afară cu ei, mă, nu. Am crescut. Așa, am început un pic, știi, că simte că de-a fătat, e pe și apoi nu prea. E mai un pic să, ăsta, să trag una. Dar nu fac nimic. Îi place de tine, mă, să mă gândesc de viață. Ce-ți grea, mă? Da, păi... Eu bag în bătună. Hai la tata, hai că eu mă cum subie. Ce-ai făcut? Ai băut? Vreau să ridic. O vrei înălțat mai tare din picioare? N-ai cum. N-ai cum să o înălțat mai tare față din picioare. Uite că vorbească, nu știu eu. Că vorbească. Dar mi-i copii să pun pe spate, să dau joc. Dar că las eu călare, băi, ia, băi, de perșeva. Cine crezi că o călărit o paia vreodată? Ăsta era, mă. Copii, așa are. Da? Așa are. Așa are. Așa are. Așa are. Estiș? Estiș. Lasă, știi care a fost părăit ăsta? Care? Ha? Care? Borbi. Mi-a Borbi care a fost aici pusă aici, știi? Da. Aia a fost alifată. Urcovici, apă de Urcovici-o fost. Aia vorbi, alifată. Alifată, Jenny. Nu Jenny. Nu, ăsta Sofie, e. Sofie, Sofie. Și ăsta e. Asta ultimul ăla, ai văzut surca ăla băsarul, ce s-o fără. Uite ce-a făcut timp, fă. Uite-te la asta, la mânzul. Dar știu mânzul care-a fost la ea. Dar nu, pot că l-a fost pe Facebook. Suru, că doar a fost la mine ăla. Eu l-am filmat pe ăla, nu? Pune. Mică baba. Bune. Au filmat. Că după anul nou au zis să vină. Cui? Cui îl dați? La Ienei. Ăla domnul Ienei, la din la Baia Mare? Din ce rasă se trage cățelul? E un cățel frumos. Dintre la micuț de curte. Am început să pătați, că ți-a dat cât de ori vine fața acasă în azi. Ar fi să fiu... Înainte, ce avem acolo de grăjunghi, a pătat una a dat acolo și o știu. Nu, aia, cealaltă, iată, de grea lungă. Aia cu mânt. Asta? Da, că ajunge până acolo. Aia să se miști. Auzi, în spate, nu zici că îi sură e apa. În spate zici că zne. A, păi are firuțe, așa ne. Ură, sură, păr, ură. Nu-i niciun cap ca asta, n-are niciun păr ca asta. Părul ăsta... Numai în spate, dacă vezi... Băi, nici soarele n-o putut toată vara să tragă afară. Soarele? Nu a prins-o. Nu le-a prins. Asta nu. Așa are genetică bună. Are genetică bună. Nu. Asta e patru toate sperșeroane, așa-i? Da. Bă, mergi în mine. Nu-ți jinga așa cu mâncarea. Domnul Vasile, nu-ți jinga așa cu mâncarea. Orice. Am venit un pic să mă aprovizionez aici. Aici începe, o văzut. Dar uite ce negrește calul. Ia ce negrește calul. Da, domn Vasile. Pentru păr, floarea. Domn Vasile. Domn Vasile. Nu rămâne între dinți dintre ăla. Nu rămâne între dinți. Pentru păr. La scutură. Ce face? Da, hai să vă zic ceva. Ce face analiza? Da, hai să zic ceva. Dar de ce negrește asta, for? De ce e așa? Neagră? Are bună nea, Vasile, pentru păr asta neagră. Negriță, bă, și bă. Dar dacă mă negrești eu. Am la domnișoare, trebuie să zic, la care să am mai brunet, știi, care sunt mai albe. Vrea salon? La mânză. Aia, mă, aceea moare. Aceea moare, juca, vei zoa acolo în boxă. Nu las că vine acolo. Hai, domnule, chimie. Victre! Dai una păstă capul aia, bă, ala. Dai! Zuri! Veșele! Nu! Lasă-mă, zanjă! Nu! Măsare mai tare, vizie! Ce? Eu mânci! Eu văd după mie, măsare! Mă voi iau bine să te iau după ei! Lăsă-i, da! Da, da!
Mihai. La filmă, stă. Gabriel. Buchi. Da, domnul Alin. Păi nimic, dar le-ai mai filmat tu, Cristinel, ăsta, da. Amurile alea făcute. Da, nu, dar ai zis ca să... Hai să le arăți la băieți. Da, le arăt, dar cum să nu le arăt? Nu, astăzi că peste ne ce-am pus acum pe ei, pe mai trebuie reglate, dar acum n-am mai avut timp și plouă afară. Ăștia șalangurile, ale laterale. Aha. Acum trebuie să le duc înăuntru, să le... Să le umb. Ăștia, acum am comandat cu ele muretele, ala ce vine aici, tot culoarea asta. Așa. Haduri făcute de domnul Mistosan. Bă, Sebi, da. Tu ce ori, stai pe plajă până lângă palmieri? Ce? Da, e la căldură, Sebi. Eu mă grozesc și mă negresc, ia cu sămânța. Cam asta. Frumos. Frumoase hamuri. Frumoase hamuri. Da. Da. Sebi, dă-le să le pun acolo, nu? Ah. Le bagi în casă să cumpăr. Nu, astea le pun acum aici. Bun. Trebuie să le umbe acum, la primăvară. Cade astea să le prind, să merg pe ele, să le închinoșesc. Dar până la urmă tot hamuri și ele. Păi tot hamuri, dar... 7.000, tati, din câte am înțeles. La publicitate. Da, atâta, cam atâta, cu fierăria, cu ăsta. La publicitate pe ele, nu? Da. La publicitate de măscu pe ele. Nu, mă, e de măscu, e de măscu trăsurica, e de măscu la o nuntă. Cu trăsura cu ăsta. Eu acum n-am trăsură, că am vândut trăsura. Da, o să-mi iau altă trăsură acum. Eu nu-ți vând eu un straf. Am avut încă o trăsură faină, faină. L-am vândut la albanezi în Italia. Unde? Da, la albanezi le-am dat în Italia. În Italia ai vândut? Dar ce? Au cai? Au albanezi cai? Bă, veneam, am cumpărat trăsura și veneam pe autostradă și ei vedea pe camionetă trăsura. Și am văzut cum fac cu faruri. Agitați ceau? Agitați, am zis poliția ăsta, știi? Mă trag jos, m-am trag jos. Da, că nu vând trăsura. Ba, ți-l vând, dar cum să nu ți-l vând, dar ce are, zic. Si? Și noroc acolo pe loc. E pe trăsură. Ești și ți-o oferit că ți-ai cerut-o? Păi da. Tu ai vrut o aduce în țară. Da, 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 da. Ai vrut o să aduci în țară? Am vrut și să vii pe drum către să te, casă? Să te faci. Nu, no, nu, no, am vrut să-l duc acolo la mine, la depozit. Aha. Și când veneam, îl aduceam. Să te faci afaceri din tăstea, nu? Ai primit bănuță, ce ai cerut? Noroc. Și... noroc. Ai fost cald de mână atunci. Da. Ce, vrei să te negrești și tu ca mine? Să-l cheva de moșul, că eu mi-am făcut aprovizionat. Da. Nu mai bun florile. Bine, dar stai acolo, că bine stai. Da, s-au apucat, s-au urcat ăștia în copaci acolo și culeg sămânța, domnul Vasile. Scuturele. Scuturele. Baica, nu putem merge la pălincie după sămânța asta.